Deși am filtru de polen montat în habitaclu, eu mai folosesc și un filtru de hotă suplimentar pus pe acest grilaj, tocmai ca mizeria, frunze, insecte, flori și orice alte mizerie care pot intra pe aceste găuri să nu mi se oprească jos în blocul de aerisire. Filtrul este dintr-un material, bănuiesc că știe să filtreze. Pachetul a conținut două asemenea materiale. Unul singur îți ajunge ca să pui pe ambele plasticuri. Am să vă arăt cum se demontează. Eu l-am deja, doar am să-l schimb. Înainte am să curăț de mizerie locul. Cu o șurubelniță am să învârt dopul la 90 de grade, după care îl ridic în sus. Când s-a ridicat la maxim, iasă dopul cu totul. Voi scoate chederul. Cele două plastice sunt separate. Sunt unite la mijloc. Am să trag efectiv de ele în sus. După aceea către mine. Chiar și cu acest filtru înăuntru plin de mizerie. Măsor cât îmi trebuie. Eu trebuie să astup aceste găuri. O tai un pic mai mare, pentru că oricum o voi modela după aceea, exact după forma care mi-o trebuie. După ce le voi monta sus, voi remodela această parte.
după ce am fixat pe unde trebuie să calce, am să tai o idee mai mare ca să poată veni peste. Chiederul va ține fix aici. Am să decupez ca să pot să bag apă. Poți folosi ce am folosit eu, de altfel poți folosi ciorap de damă, liniștit, pentru că se întinde, acoperă, se mulează. Ce nu mi-ar place mie la acest ciorap de damă, în momentul când îl bagi, ai șanse foarte mari să se ciupească. Ce am făcut eu, se vede urât, pentru că se văd dungile, se vede filtrul efectiv pe sub capotă. Oricum vor ajunge să aibă culoarea asta în foarte scurt timp.